Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Sora Margaretei Clipa a avut un deces înfiorător. Interpretat de muzică populară a povestit acest episod dramatic din viața sa în cadrul unui interviu. Sora sa s-a stins din viață la doar 2 ani și jumătate din cauza limbricilor. Artista este al 7-lea copil al familiei și spune că a venit pe lume prin voia lui Dumnezeu, deoarece mama sa nu-și mai dorea copii, însă nu a reușit să facă avort în copilărie. Venise tata aghesmuit și m-am luat de el, atunci mi-a spus, ții tu la mama. Ce știi tu, mama ta nu a vrut să te facă. Eu pentru părinții mei am fost al 7-lea copil, sora mea mai mare a murit în brațele mamei la 2 ani jumate, Viorica o chema. Pentru mine, Viorica este îngerul meu, pe vremea aia nu erau atâtea medicamente, doar leacuri băbești. Țin minte că zahărul cubic și cu gazul nu lipseau din casă, săptămânal ne dădea zahăr cu gaz ca să scăpam de limbrici. A povestit Margareta Clipa, cântăreața a mai povestit că a aflat și de ce mama sa nu și-a mai dorit copii. Femeia era deja însărcinată a 7-a oară și ar fi vrut să facă avort, dar nu a reușit deoarece sarcina era deja destul de avansată, și anume 4 luni și jumătate, înseamnă că Dumnezeu a dorit lucrul ăsta și nu întâmplător m-a hărăzit cu glas. A mai povestit artista. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.